Bugetul programului Rabla a fost suplimentat cu 25 milioane de lei, ceea ce înseamnă că încă aproximativ 4.000 de persoane fizice vor putea beneficia de prime de casare, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului. Cumulând bugetul inițial al programului cu această suplimentare, se estimează că programul Rabla destinat persoanelor fizice va avea aproximativ 25.000 de beneficiari până la sfârșitul anului. Aceste modificări au venit ca urmare a numeroaselor solicitări primite din partea românilor și interesul foarte mare manifestat pentru acest program, ce se află deja la 13 ediție. Scopul suplimentării este acela că numărul de mașini care nu poluează să crească, iar prin reînnoirea parcului auto național se are în vedere în primul rând siguranța cetățenilor pe drumurile publice, dar și reducerea efectelor poluării asupra sănătății populației, a subliniat ministrul mediului Grațiela Gavrilescu. În ceea ce privește programul Rabla Plus, în anul 2017 s-a înregistrat o creștere semnificativă a interesului acordat achiziționării de autovehicule electrice, în mare parte urmare a măsurilor de creștere a subvenției acordate din fondul pentru mediu, precizat sursa citată. Pentru a fi cât mai accesibil, au fost demarate modificări ale programului Rabla Plus prin includerea unei noi categorii de autoturisme de la 1 ianuarie 2018, și anume quadriciclurile electrice, introducându-se în același timp și un procent maxim de finanțare de 50% din prețul de achiziție autovehiculelor electrice, ținând cont de valoarea ecotichetului de aproximativ 10.000 de euro, raportată la prețurile scăzute ale noilor categorii de autovehicule eligibile, menționează Ministerul Mediului.